Alex Văsieș, acum că funcționăm după alte coduri, n-ați avut cu ce vă mândri. Mi-am ocupat fiecare anul timp cu lucruri mărunte. Au fost ocazii pentru viitor. Azi stau în casă, ieri am stat în casă, mâine în casă. Îmi pare rău că urcați pe scaunel, schimbați lumina. Ar trebui să urc eu să schimb lumina. Într-o după-amiază, cineva a bătut la ușă. Venise în grabă, câte două trepte. Îi auzeam respirația din fotoliu. Nu m-am ridicat. O șansă ratată, mi-ați zis. O întreagă zi am privit la planta de pe pervaz până a înflorit. Lipindu-și frunzele de perete, a făcut umbră peretelui. Fumul s-a împrăștiat prin plasă, mi-am pipăit îndelung fața. Simțeam pentru prima dată că nu m-aș porni degeaba. Am aprins o țigară, nu mai văzusem de mult pe cineva abandonându-se pe coastă. O pată pe suprafața zilnic înfierbântată. Încerc să-mi dau seama pe unde scapă viața, unde s-a surpat. De ce am ales mai mereu cu corpul? Acum că funcționăm altfel, va fi și un timp al verificărilor. E groaznic să stai pe margine, să te menajeze. Odată cu timpul, voi ieși de după perdea, voi fi ofensiv, ca Eric Cantona. Într-o zi va bate din nou ultima șansă, îmi zic, apoi gata. N-o să mai vină nimeni. Noaptea tot mai hotărâtă și tăioasă cât cuprinde. Mă voi împăca cu ideea. Într-un fel e simplu. Recomand filme, cărți, muzici, sunt predispus la felurite de viații. Nu mă abțin. Lucrurile calde nu le aștept prea curând. Să mă aranjez și eu cumva pentru gaura din podea. Templul meditației solare de Alex Văsieș. La amiază, în trecerea spre vară, simți soarele cum se strecoară prin coroana încărcată și o aprinde. O face străvezie și scântâietoare pentru totdeauna. Copii, în tricouri albe, aleargă spre vestiare să pună capul sub jetul rece, să nu mai rămână nimic din mintea întunecată de fericirea capcanei. Tu ești în privirea lor, uitat de toată lumea, atât de adânc coborât și purtat, încât n-o să-ți mai aduci aminte unde ai ajuns când te vei fi întors la templul meditației solare. Ai adormit pe bancă și te-ai trezit la un concert în grădină, înghețat într-o mulțime înghețată. Transferă din trapă lumina pe copii, chiar dacă efortul îți mănâncă inima, și lasă-i să câștige, chiar dacă nu vei fi primit în bucuria lor trandafirie. Orice te-a ținut până acum nemișcat, crezând că o lege secretă îi micșorează pe oameni cu 2 mm în fiecare an, ca aceeași lege care nu-ți place, dar te-a blindat în momentele de concentrare, îți dă mai mult decât îți ia în amiaza înlocuită de capcana polaroid. Îți pune microfoane și camere de filmat în cele mai simple deplasări ale frontului de lumină. Pentru câteva sute de biți, cineva o să te iubească peste 200 de ani. Acum te poți ridica să-ți cauți iubita în parcul cu trape. E întinsă în iarbă, e căldura brutală, neînțeleasă, din trecerea spre vară.